Steaua s-a impus cu 88-74 pe terenul celor de la BCM Pitești după o confruntare ce a avut nevoie și de o repriză suplimentară de prelungiri. Gazele au fost egalate în extremis printr-o aruncare de 3 puncte a fostului lor jucător Baraci. În cele 5 minute rămase, echipa bucureșteană a avut o prestație mult mai sigură și a reușit să se impună. Cu 2 etape rămase de disputat din prima fază a sezonului regulat din Liga Națională de Basket Masculin, ediția 2015-2016, se cunosc cele 6 echipe care vor evolua în grupa valorică A, locurile 1-6. Implicit se cunosc cele 6 formații care vor evolua în grupa valorică B, locurile 7-12, printre acestea aflându-se și BCM Pitești. După terminarea fazei a doua, echipele din grupa A și primele 2 din grupa B vor juca pentru play-off locurile 1 și 8 pentru desemnarea campioanei naționale.